La sfârșitul acestei luni, municipiul roman va fi gazda festivalului interjudețean Doruri Mușatine, aflat de acum la cea de-a 8-a ediție. Cei mai talentați tineri cântăreți de muzică populară din întreaga țară sunt așteptați să participe la acest concurs de interpretare, la finalul căruia câștigătorii vor fi recompensați cu premii în bani. Și în acest an, ca și în cei doi premergători, Primăria Roman, împreună cu Școala de Artă, organizează cunoscutul, să-i spunem de acum, Festival Doruri Mușatine, care va avea loc anul acesta pe 24 noiembrie. Deja regulamentul a fost publicat, am înțeles, a fost de asemenea făcută publicitate pe Radio Iași. Radio Iași este unul din partenerii noștri în organizarea acestui festival. Bineînțeles, Consiliul Județean, care ajută cu fonduri. Este la fel concurs vocal care se adresează copiilor care soliști vocali și soliști instrumentiști. Cei care vor duce greu acestui festival vor fi, bineînțeles, tot profesorii Școlii de Artă prin Orchestra Moldova, condusă de domnul profesor Ionel Burlacu. Sperăm să facem față, timpul este foarte scurt, noi nu ne ocupăm numai de Orchestra Moldova, avem multe, multe alte probleme la școală, în primul rând ca profesor, după care vine și mesele de instrumentist, repetăm seara după ore sau dimineața când nu sunt ore. Termenul de înscriere a concurenților este data de 15 noiembrie. Concurenții sunt obligați să prezinte partiturile la Școala de Artă Sergiu Celibidache Roman. Deocamdată deja au început să apară primele partituri, primele semnale din țară pentru copiii care se înscriu. Aș putea să mai anunț că cazarea este gratuită. De asemenea, vineri, înainte de concurs, deci vineri pe 23, vom face o repetiție generală cu toți copiii înscriși în concurs. Sâmbătă dimineață, la fel, încă o repetiție generală. Asta spun mai mult pentru cei care se vor înscrie, să fie convinși că vor trece cu orchestra toate piesele și avem tot interesul să iasă foarte bun. După concurs, după premiere, va urma un recital al Orchestrei Moldova cu soliștii proprii, după care invitați din Moldova și din Moldova din dreapta și din stânga Prutului. Anul trecut, premiul cel mare al festivalului a fost obținut de Ștefan Glăvănescu din Filipești, Bacău, pentru interpretarea melodiei Hai la Hora Mare.